Bună ziua, doamnelor și domnilor, doamnă și domnilor primari. Vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc presei pentru prezență și vă spun bun venit la acest eveniment extrem de important pentru județul Neamț, un eveniment care se repetă la Neamț, așa cum știți. Este al doilea eveniment pe ceea ce înseamnă semnarea contractelor aferente județului Neamț pe Pndl și cu acest prilej vreau să-i spun bun venit și să-i mulțumesc domnului ministru secretar de stat Adrian Gândea de la Ministerul Dezvoltării Regionale. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezență, pentru onoarea care ne faceți de a fi astăzi în mijlocul nostru și înainte de a intra în ordinea de zi, vreau să vă dau dumneavoastră cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, vă spun și eu bună ziua, bine v-am găsit. Mulțumesc prietenului meu, Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean, pentru invitație. Am revenit cu mare plăcere astăzi în județul Neamț, un județ cu tradiție, un județ cu istorie, cu obiceiuri, cu oameni harnici și gospodari care merită investiții de genul celor care vor fi semnate astăzi. Ca un scurt istoric a ceea ce a însemnat Programul Național de Dezvoltare Locală pentru județul dumneavoastră, un program care trebuie să recunoaștem s-a dovedit a fi de un real succes. După cum știți, acest program a apărut în 2013, pe vremea când vicepremier și ministru al dezvoltării regionale era domnul Liviu Dragnea. 2013-2016 a reprezentat prima etapă din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. În cadrul acestei etape, județul dumneavoastră a beneficiat de o alocare de 566 milioane pentru un număr de 193 de obiective de investiții. Mare parte dintre aceste obiective sunt finalizate. Altele vor fi finalizate în 2018, altele în 2019. Vreau să vă spun că, în ceea ce privește absorpția pe Pndl etapa 1, județul Neamț stă destul de bine comparativ cu alte județe, aveți un procent de absorpție de peste 70%. Conform programului de guvernare, votat și adoptat de către Parlamentul României în decembrie 2016, program de guvernare care cuprinde un capitol special intitulat 10S, vorbim de asigurarea a 10 servicii publice de bază pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Începând cu 2017, a început etapa a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, etapă care se întinde pe o perioadă de 4 ani de zile, 2017-2020. În cadrul acestei etape, județul dumneavoastră a beneficiat de o alocare de 806 milioane pentru un număr de 180 de obiective de investiții. Din cele 180 de obiective de investiții, astăzi sunt semnate 154 de contracte. Diferența până la 180 sunt în analiză, ceea ce înseamnă că în perioada imediat următoare vor fi finalizate toate cele 180 de contracte. Și din acest punct de vedere, vreau să vă spun că județul Neamț va fi primul județ care va finaliza procedura de încheiere a contractelor. Și aici un rol important l-a avut și l-are în continuare domnul președinte Ionel Arsene, un om pe care l-am apreciat încă de la prima discuție, pentru că a demonstrat că se bate, se luptă pentru interesele neamțenilor, se luptă pentru interesele comunităților pe care dumneavoastră le reprezentați. Fiindcă toți suntem în sala de ședințe a Consiliului Județean, vreau să vă spun că județul Neamț nu numai că va fi primul județ care va finaliza procedura de semnare a contractelor, este și județul cu cel mai mare număr de obiective și cu valoarea cea mai mare comparativ cu celelalte județe din țară. Din cele 180 de obiective de investiții, 57 au revenit Consiliului Județean, 22 tronsoane drumuri județene cu o lungime de circa 123 de kilometri, 33 de poturi și 2 unități sanitare. Mă refer aici la pavilion secții medicale de la Spitalul Județean cu o valoare de peste 51 milioane lei și supraetajarea corpului P destinat pentru spații medicale pentru personalul medical cu o valoare de circa 6,2 milioane lei.
Deci, județul Neamț, județul cu cea mai mare alocare, 323 milioane și cu numărul cel mai mare de obiective, 57 de obiective de investiții. Obiective care trebuie să recunoaștem că odată implementate vor avea un impact pozitiv în ceea ce înseamnă dezvoltarea durabilă a județului. O infrastructură rutieră reabilitată, modernizată, nu înseamnă altceva decât condiții mai bune de trafic, cetățenii se pot deplasa în condiții mai bune de siguranță, riscul pentru producerea accidentelor se va diminua, mijloacele de intervenție se vor deplasa într-un timp relativ mai scurt. Sigur, dacă ne raportăm la Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa 1 plus etapa a doua, pentru județul dumneavoastră semna 373 de obiective de investiții și mă refer aici la alimentări cu apă, sisteme de canalizare, reabilitare și modernizare de drumuri comunale, Orășenești, reabilitare și modernizare de drumuri județene, școli, creșe, grădinițe, locuințe pentru destinate închirierii pentru tineri. Toate acestea făcând parte din pachetul celor 10 servicii publice de bază. Pe lângă aceste investiții pe care le derulăm prin Programul Național de Dezvoltare Locală, în număr de 373, astăzi, în județul Neamț, prin Compania Națională de Investiții, o instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, realizăm alte investiții extrem de importante. Mă refer la realizarea de baze sportive, săl de sport, reabilitări și modernizări de așezăminte culturale. Sigur, unele au fost finalizate, altele în acest moment sunt în execuție, altele sunt în licitație, altele sunt în procedura de promovare. De asemenea, prin Agenția Națională pentru Locuințe, o instituție aflată de asemenea în subordinea Ministerului Dezvoltării, în perioada următoare vor realiza câteva investiții extrem de importante, mă refer la cele privind realizarea de locuințe destinate închiriere pentru tineri, dar și pentru specialiștii din sănătate. Vom realiza locuințe destinate închiriere pentru tineri în Bodești, Hangu și Tarca și locuințe pentru specialiști din sănătate în Piatra Neamț și municipiul Roman. Vorbim așadar de peste 400 de investiții care, odată implementate, nu vor avea decât un impact pozitiv asupra cetățenilor. Vorbim până la urmă de investiții care, odată implementate, odată finalizate, vor crea condiții mai bune de viață, de civilizație pentru cetățenii acestui județ, vor duce la ceea ce cu toții numim civilizație. Eu vreau să vă spun că am avut o colaborare extrem de benefică, o colaborare constructivă cu domnul președinte Ionel Arsene și sunt convins, domnule președinte, că în continuare vom avea cel puțin aceeași colaborare, astfel încât interesele cetățenilor să fie bine reprezentate și să putem răspunde prin această colaborare cât mai bine problemele și nevoilor pe care cetățenii din acest județ le au. Ca să lămurim lucrurile, pentru că au fost tot felul de bunuri privind alocările prin Programul Național de Dezvoltare Locală, vreau să vă spun că au fost 4 criterii care au stat la baza alocărilor pentru fiecare județ. Aceste 4 criterii au fost reprezentate de capacitatea financiară a fiecărui județ, populație, suprafață și numărul de OAT-uri. Acestea au fost criteriile și nu alte criterii legate de culoarea politică, zona politică și tot ce s-a mai circulat în spațiu public în perioada trecută. Vreau să vă mai spun că înainte de a aproba investițiile prin Programul Național de Dezvoltare Locală, toate cele peste 13.000 de solicitări care au fost depuse la Ministerul Dezvoltării au fost verificate cu solicitările care au fost depuse pentru investiții similare cu cele derulate prin PNDL, depuse la instituții care gestionează asemenea proiecte, dar cu fonduri europene și mă refer aici la Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDL, la Programul Operațional Infrastructură Mare și la Programul Operațional Regional. Și în situația în care am constatat, spre exemplu, că o unitate administrativ teritorială a depus, spre exemplu, alimentare cu apă pe PNDL și aceeași localitate a depus aceeași solicitare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală și am constatat că acolo are șanse să obțină finanțare și acea investiție să fie declarată eligibilă, am lăsat acea investiție să obțină fondurile europene, astfel încât din PNDL să alocăm finanțări doar pentru investițiile și pentru unitățile administrativ-teritoriale care nu aveau șanse să obțină finanțare europeană. De ce? Pentru ca, într-adevăr, banii alocați prin PNDL să fie considerați ca și sursă complementară pe de o parte și pe de altă parte pentru a evita dubla finanțare.
Vreau să vă spun, stimați colegi primari, domnule președinte, că procedura privind plățile a fost reluată, ceea ce înseamnă că puteți depune solicitări pentru plăți. Maxim 2 săptămâni de la înregistrarea solicitărilor, banii vor fi în cont. Rugăminte către colegii primari până la 31 ianuarie să ne depună anexa 6 cu statul investițiilor, astfel încât să putem la 1 februarie să avem o situație exactă a tuturor investițiilor care sunt derulate prin PNDL și să ne putem concentra pe ceea ce mai avem de executat din PNDL 1 și pe ceea ce avem de executat din PNDL etapa 2. Din motive obiective, domnul vicepremier Paul Stănescu nu a putut fi prezent astăzi aici, însă vreau să vă transmit salutul și gândurile bune din partea domniei sale, asigurându-vă în același timp că, deși nu este astăzi prezent aici, este cu gândul și sufletul la ceea ce se întâmplă în județul Neamț. În rest, ușile la ministru sunt deschise. Domnule președinte, sunt convins că în perioada următoare vom discuta și vom colabora astfel să găsim cele mai bune soluții pentru ca problemele și nevoile neamțenilor să le putem rezolva. Alimentări cu apă, sisteme de canalizare, drumuri, pește, grădinițe, nu înseamnă altceva decât investiții care să creeze o viață mai bună pentru cetățenii acestui județ. De asemenea, vreau să vă mai spun că în interiorul județului am avut priorități și acestea au fost reprezentate de creșe, grădinițe, școli fără autorizație, sistemele de alimentare cu apă, sistemele de canalizare, drumurile județene, podurile și podețele și dispensarele din zona rurală și, sigur, în ultimul pas prioritar au intrat celelalte investiții eligibile prin PNDL, reabilitări și modernizări de drumuri, sedii de primărie, iluminat public și, sigur, celelalte eligibile prin PNDL. Cam atât am vrut să vă spun pentru început, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Sigur că ceea ce noi vrem să facem aici astăzi este o prezentare a investițiilor pe care Consiliul Județean Neamț și primăriile din județul Neamț le-au inițiat pentru comunitățile locale și, desigur, pentru cetățenii județului Neamț. Eu cred că noi, cei care facem administrație, care eu, ca și președinte al Consiliului Județean Neamț și dumneavoastră, domnilor primari, ca conducători ai comunităților pe care le conduceți, avem o mare responsabilitate și, așa cum știu și cred, suntem oameni serioși și ne ținem de cuvânt cu promisiunile pe care le-am adus în fața oamenilor atunci când am candidat. Și cred că încrederea oamenilor trebuie răsplătite prin fapte. Astăzi, aici, asta facem, semnăm contracte, dezvoltăm și modernizăm comunitățile noastre. O să fac o prezentare asupra contractelor pe care le semnăm astăzi și a Consiliului Județean și a comunelor. După ce semnăm, aș vrea întâi să, domnule ministru, să începem să semnăm contractele pe comune, după care Consiliul Județean, după care o să fac o prezentare. Vă rog. Haideți să vedem, să începem cu comunele, în ordinea în care le... Comuna Borca. Pentru ce aș vrea să vă mulțumesc.
Comuna Bățătești, doamna primar. Comuna Piatra Joinului. Comuna Bârdăuani. Comuna Zănești. Piatra Neamțu. Ce domnul primar, luați-vă contractul. Comuna Mărgine. Thank you.
Comuna Dărcină. Bun. Dacă am terminat contractele pentru comune, începem să semnăm contractele domnului pentru Consiliul Județean. Mulțumesc, domnule ministru, în numele meu personal și a cetățenilor pentru onoarea pe care ne face să fiți prezenți astăzi aici și pentru faptul că ați făcut posibil ca județul Neamț încă o dată să fie județul care să fie în față, să spun așa, la semnarea contractului. Mulțumesc și eu și atâta dată cu mare drag. Mai avem multe lucruri de făcut și sunt convins că, așa cum am colaborat, vom colabora și în perioada următoare. Mulțumesc! Are atinge obiectivele importante. Doamnelor și domnilor, primari, stimați locuitori de Neamț, sunt extrem de fericit că am reușit astăzi să semnăm aceste contracte extrem de importante pentru dezvoltarea și modernizarea județului Neamț. Ceea ce mă face extrem de fericit este că am semnat astăzi contractul pentru extinderea Spitalului Județean Neamț, Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, un
obiectiv extrem de important pentru sănătatea din județul Neamț, un obiectiv în valoare de 54 de milioane de lei și cred că alături de reabilitarea Spitalului Vechi și secției de oncologie, acest obiectiv va face ca unitatea noastră, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, și alături de secția de radioterapie pe care o vom construi tot prin Compania Națională de Investiții la Neamț, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț va fi unul din cele mai moderne și importante spitale din Moldova. Așa cum am promis încă de la început, atunci când am venit pe scaunul de președinte al Consiliului Județean Neamț, am spus că sănătatea va fi una din prioritățile, una din prioritățile mele, pentru că aici la Neamț avem medici foarte buni și cred că aici la Neamț putem să avem și un spital județean care să ofere servicii medicale de calitate tuturor cetățenilor din județul Neamț. De asemenea, am semnat astăzi ultimul contract pe drumuri județene, contract care face legătura între comunele Mărgineni și Dochia. Un obiectiv extrem de important pentru cei din Mărgineni, cât și pentru cei din Dochia. De asemenea, am semnat foarte multe contracte pe 11 contracte pe reabilitări de poduri, două poduri în comuna Tazlău, două poduri în Stănița, Valea Ursului un pod, Bozieni un pod, Bacna un pod și Borca patru poduri. Pe lângă celelalte contracte pe care le-am semnat înainte. Așa cum a spus și domnul ministru, suntem județul cu cele mai multe, Consiliul Județean Neamț are cele mai multe obiective din țară finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, număr de 57. De departe, pe locul 2, din ce ne-a spus domnul ministru, e județul Vrancea cu 22. Și cu cea mai mare sumă alocată Consiliului Județean. Vreau să mulțumesc colegilor mei din Consiliul Județean Neamț, cei care au lucrat și au făcut posibil ca noi să avem aceste investiții. Cred că rolul nostru, a celor care facem administrație, al meu aici, a dumneavoastră, domnul primar, este să reușim să modernizăm eu județul Neamț și dumneavoastră, localitățile dumneavoastră, așa cum așteaptă oamenii de la noi. Sigur că mulți vor spune, mai este mult până departe. Așa este. Dar cred că suntem pe drumul bun, cred că reușim să facem o echipă bună și vreau să vă spun că perioada prin care trec eu personal acum nu este o perioadă ușoară, însă asta nu mă va face să dau înapoi și cred că avem obligația să mergem înainte mai ferm și mai hotărâți. Și eu și dumneavoastră. Cetățenii județului Neamț așteaptă de la noi determinare și așteaptă de la noi să vadă că facem ceea ce am promis în campaniile electorale. Am promis oamenilor că voi moderniza acest județ și asta fac. Îmi doresc ca peste 2 ani de zile, când voi termina mandatul de președinte al Consiliului Județean Neamț, să spun că am fost un om serios, că ceea ce am promis cetățenilor am făcut și că județul nostru va avea o infrastructură rutieră modernizată,
că va avea un spital județean de urgență modernizat și că a venit vremea ca noi cei care facem și administrație și politică, pentru că politicul este în tot și în toate, am fost oameni serioși și am făcut. Asta îmi doresc și de la mine și de la dumneavoastră. Să reușim să facem toți, indiferent de culoarea politică. Și vedeți că astăzi sunt aici, primam și de o parte, și de alta, și de stânga, și de dreapta. Așa cum am mai spus, cred că în astfel de momente, politica nu trebuie lăsată deoparte și trebuie să facem administrație. Vreau să vă felicit pe dumneavoastră încă o dată pentru faptul că ați inițiat aceste proiecte. Vreau să vă rog să vă preocupați cât mai mult ca aceste proiecte să fie implementate cât mai repede. Îmi doresc ca Ministerul Dezvoltării Regionale să inițieze și PNDL 3, domnule ministru, pentru că mai sunt și în județul Neamț, și în Consiliul Județean Neamț, proiecte pe care vrem să le implementăm. Dar în același timp vreau să vă mulțumesc pentru că PNDL 1, OG28 și PNDL 2 a fost un program extrem, extrem de benefic pentru județul Neamț. Pe această cale vreau să-i mulțumesc președintelui Dragnea, celui care a inițiat, de fapt, și a gândit acest proiect de dezvoltare a infrastructurii din România, pentru faptul că nu numai județul Neamț, dar toate județele din țară au suferit în ultimii ani modificări considerabile în ce înseamnă dezvoltarea și modernizarea infrastructurii. Avem, așa cum am spus, domnul ministru, nevoie de PNDL 3, pentru că sunt destule comune care nu au fost incluse, sau dacă au fost incluse, au fost cu proiecte mici pe PNDL 2. Așa cum am mai spus, după ce se închide contractarea pe Programul Național de Dezvoltare Locală 2, sumele rămase necontractate se vor aloca tot în cadrul județelor și va începe iarăși alocarea, așa cum a fost făcută de altfel și în acest program. Eu sper ca toți cei care nu au reușit să aibă proiecte eligibile deocamdată, să se califice și să aibă proiecte eligibile pentru realocarea care va veni. Așadar, am semnat astăzi contracte pentru Consiliul Județean Neamț de aproximativ 70 de milioane de lei. Este o zi importantă pentru județul Neamț și este o zi în care, da, pot să spun că sunt fericit, că fac lucruri pentru ca cetățenii județului Neamț să beneficieze de modernizarea și reabilitarea și a infrastructurii rutiere și, foarte important, a Spitalului Județean de Urgență din Piatra Neamță. Vă mulțumesc încă o dată, domnule ministru, mulțumesc, domnule primar, pentru prezență și să ne ajute Dumnezeu să facem ceea ce ne-am propus atunci când am candidat pentru funcțiile și demnitățile publice pe care le ocupăm. Vă rog, domnule ministru! La două, trei cuvinte vreau să vă mai spun și eu, prima și de-o parte și de alta, ceea ce înseamnă încă o dată că cetățenii nu au culoare politică. Sigur, nu sunt suficiente aceste investiții, nevoia la nivel național este mult mai mare, dar prin aceste investiții, prin investițiile pe care le vom derula cu fonduri europene, nu facem altceva decât să demonstrăm ceea ce înseamnă responsabilitate față de cetățean. Nu facem altceva decât să demonstrăm că puterea noastră se poate guverna și în folosul cetățeanului și nu împotriva lui. Am semnat, domnule președinte, în total, pentru Consiliul Județean, 54 de proiecte. Mai avem 3 și finalizăm toate cele 57 de contracte între Ministerul Dezvoltării și Consiliul Județean Neamț.
Spuneați că sănătatea reprezintă o prioritate importantă pentru dumneavoastră. Am semnat astăzi un contract important în acest sens. Vreau să vă mai dau o poveste. Astăzi avem la promovare și reabilitarea, consolidarea a trei secții din cadrul Spitalului Județean. Mă refer la pavilionul de boli interne Dr. Emil Constantinescu, la pavilionul de boli oncologice și la pavilionul de radioterapie. Investiții care astăzi sunt în procedură de promovare pe Compania Națională de Investiții, astfel încât spitalul în întregimea sa să fie reabilitat și modernizat. Și sigur, nu dorim nimănui să aibă parte de spital, dar să știm că atunci când cetățenii au nevoie, pot beneficia de un act medical de cea mai bună calitate. Vă mulțumesc! Voi veni cu mare drag în județul dumneavoastră. Voi veni pentru că mai avem lucruri importante de făcut. Vă mulțumesc și eu. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să ne putem întâlni în aceeași formulă atunci când vom vorbi de aceste investiții ca fiind investiții penalizate. Mulțumesc, domnule ministru! Am fost luați prin surprindere de decizia domnului Munteanu. Pe cine aveți numit în funcție după dumnealui? Având în vedere că urmează domnul Stan, îți pierde un om foarte bun la inspectoratul școlar județean, ar urma doamna Vârlan, dar pierdeți un post, un om bun în postul de viceprimar al primăriei Piatra Neamț. Ce veți face? Ce veți decizie? Da, așa cum am spus și la sfârșitul ședinței de Consiliul Județean de acum două zile, demisia domnului Munteanu din funcția de deputat în Parlamentul României este o pierdere pentru organizația județeană PSD, pentru că, așa cum știți și dumneavoastră, este un om care a fost unul din stâlpii Partidului Social Democrat în județul Neamț și este realmente o pierdere. Referitor la întrebarea dumneavoastră, următorul pe listă este domnul inspector general Viorel Stan. Am avut în dimineața asta o discuție cu domnul Stan și urmează să avem o ședință de birou politic județean în care să hotărâm cine va merge, dar cred că în proporție de 99% domnul Viorel Stan va merge în Parlamentul României. Când va fi ședința? Săptămâna care vine. Dat fiind ceea ce vi s-a întâmplat în ultima perioadă, ce nu vă omoară, vă întărește, ce veți face, ce decizii veți lua? Da, este o vorbă înțeleaptă. Este o vorbă înțeleaptă. Sau ce obțin opoziția, poftim. Poziția, până la urmă, este dreptul ei să facă asta, nici măcar nu pot să fiu supărat pe asta. Asta face opoziția. Mereu când cineva este într-o problemă, opoziția spune demisia. Însă, eu cred că trebuie să privim obiectiv și nu subiectiv situația mea. Așa cum am mai spus încă de la început, vă spun și dumneavoastră și cetățenilor județului Neamț, sunt nevinovat. Este o nedreptate ceea ce mi se întâmplă și cred că demisia mea din funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț nu a rezolvat și nu ar schimba cu nimic situația. Așa cum ați văzut, avem treabă la Consiliul Județean Neamț, facem proiecte importante, reabilităm și modernizăm județul Neamț, reabilităm și modernizăm Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț. Ați văzut și astăzi și vă spun și acum, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț va suferi modificări foarte mari. Cred că o sumă ca cea care vom investi în Spitalul Județean Neamț n-a mai fost de când a fost construit spitalul. Deci în perioada următoare vom investi în jur de 100 de milioane în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Este o sumă foarte mare și cred că mult mai important pentru județul Neamț este să modernizăm spitalul, să modernizăm infrastructura rutieră decât demisia mea. Aș vrea să văd la colegii liberali preocupare pentru astfel de lucruri, aș vrea să văd de la colegii mei liberali inițiative, preocupare pentru modernizarea județului, pentru ca cetățenii din județul Neamț să trăiască mai bine.
referit? Sigur, că așa cum am spus, demersul lor este unul pur politic. Mulțumesc. Referitor la Spitalul Județean de Urgență Neamț, se investesc foarte mulți bani. Ce faceți cu calitatea actului medical și readuc în atenție cazul Gianina Sechel? Calitatea actului medical, am să vă răspund altfel. Sigur, este regretabil ce s-a întâmplat. O viață de om nu poate fi cântărită și nu poate fi pusă în discuție nicicum. Este o viață de om și trebuie să fim extrem de responsabili pentru asta. Însă nu este singurul spital din România unde se întâmplă astfel de evenimente. Și medicii sunt oameni și pot să greșească. Acolo este în lucru, să spun așa, o anchetă. Așteptăm să vedem rezultatele anchetei. Vreau să vă spun categoric că cei care au greșit, cu siguranță, vor fi trași la răspundere. Îmi doresc, pe lângă investițiile care le facem în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, să avem și un act medical de calitate, așa cum ați spus și dumneavoastră. Vreau responsabilitate de la toți cei care conduc această unitate extrem de importantă pentru județul Neamț. Am încredere în medicii din Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. N-am spus astăzi aici, dar suntem în analiză prin ANL să construim două blocuri de locuințe pentru medicii din Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, pentru că vrem să aducem la Piatra Neamț medici buni. Vrem să avem aici la Piatra Neamț parte de un act medical de calitate similar cu marele centre universitare și medicale din România, București, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Investițiile în spitalul de urgență sunt evident binevenite. Ce facem cu salvările care nu pot ajunge până la pacienți și înapoi la spital? Sunt unele puncte din județ în care pacienții sunt duși cu căruța kilometri întregi până la șosea. Vă referiți iarna? Iarna? Da. Eu cred că eu n-am auzit, cel puțin acum, au apărut în presa centrală, în mai multe situații puncte din țară, nu știu, mă gândesc că și în județul Neamț nu sunt, pentru că așa cum ați văzut și dumneavoastră, m-am ocupat ca diferite zone din județ, acolo unde știam că sunt probleme, să primească ca și donații de la Compania Națională de Drumuri Naționale niște autofreze extrem de puternice, chiar dacă nu sunt de ultimă generație, dar sunt extrem de puternice, tocmai pentru aceste situații să nu avem niciun drum județean sau vreun drum comunal înfundat, pentru că atunci când avem o problemă gravă și urgentă medicală, să putem să ajungem în orice sat și în orice stradă din județul Neamț. De când a început toată discuția pe PNDL 2, au fost foarte multe contestații la adresa dumneavoastră și la adresa partidului din care faceți parte pe tema nesemnării acestor contracte. Toată lumea a spus că nu vor veni acești bani în Neamț. Ce le transmiteți celor care v-au contestat în continuu până acum? N-aș vrea să le transmit nimic. Faptele mele arată că n-au avut dreptate. Sigur, pot să și înțeleg astfel de atitudini, pentru că de-a lungul timpului foarte mulți oameni politici au venit în campanii, au spus, vă modernizăm străzi, poduri, spitale, și lucrurile nu s-au întâmplat. Așadar, nu pot să fiu supărat pe astfel de atitudini, pentru că neseriozitatea clasei politice din ultimii 27 de ani îi îndreptățește să aibă o astfel de atitudine. Eu am spus mereu că faptele mele vor vorbi de la sine. Uitați că suntem primul județ din România care finalizăm semnarea contractelor, suntem Consiliul Județean cu cele mai multe proiecte de departe din România și cu cea mai mare sumă alocată. Eu cred că e de bine. Eu cred că ne facem treaba așa cum trebuie și, așa cum am mai spus, problemele mele personale le voi rezolva în instanță. Asta nu mă face să dau înapoi și, cum am spus,
voi merge înainte mai determinat și mai hotărât, pentru că județul Neamț are nevoie de dezvoltare și interesul cetățeanului din județul Neamț nu trebuie să fie afectat de problemele mele personale. O întrebare că pe același fond, tot adversarii politici, făcând referire la PNDL 2, spuneau că banii sunt ipotetici pentru aceste banii. Sunt bani? Nu, banii nu sunt ipotetici, așa cum a spus și domnul ministru. Dacă este licitație organizată și lucrarea se face, se depune mâine factura și în două săptămâni este plătită. Și am să vă dau un exemplu. Noi deja am început să tragem bani din PNDL 2 pe obiectivele pe care am avut licitații efectuate. Uitați-vă la bisericani. Se lucrează, s-au tras bani. Mai sunt obiective pe care am început să lucrăm și începem să decontăm. Deci banii sunt pentru absolut toate proiectele. Nu vorbim de contracte semnate fără să aibă finanțare. În primul rând, este ilegal. Legile statului român nu-ți dau voie să semnezi un contract dacă n-ai finanțare. Așadar, cei care, sigur, spun astfel de lucruri, nu sunt bine informați. Ceea ce privește podul de la Pângărați pe DN15, ce se aude? Așa cum știți și dumneavoastră, am fost acolo cu fostul ministru al transporturilor, domnul Cuc. Am fost cu directorul regional al Direcției Naționale de Drumuri, domnul Laicu. Și am să vă spun realitatea și adevărul. S-au organizat două licitații, acum este în lucru a treia și sper să avem cât de repede un câștigător. S-au organizat două licitații la care n-a participat nimeni. Pentru că ceea ce s-a întâmplat și trebuie să o spunem corect, ceea ce s-a întâmplat în România ultimilor ani n-a fost decât o prigoană și o omorâre a capitalului românesc. Nu mai avem firme puternice cu capital românesc în picioare. Și de aici întâmpinăm foarte mari probleme în a realiza obiective de investiții. Eu vă spun că sunt extrem de îngrijorat și sper ca îngrijorarea mea să nu fie adevărată. Sunt extrem de îngrijorat pentru că, așa cum ați văzut, avem foarte, foarte multe investiții. Sper să am cu cine le lucra. Sper să fie firme serioase, firme care să vină, să liciteze și să se țină de treabă. Asta s-a întâmplat la Pângărați. S-au organizat două licitații la care nu a participat nimeni. Legat de problemele dumneavoastră, veți face plângere pentru șantaj? Iau în considerare asta, analizăm cu avocații mei și acest aspect. Despre dosar, așa cum am mai spus, încă nu pot vorbi, dar atunci când voi putea vorbi, am să o fac și credeți-mă că o să aveți ce auzi. O întrebare legată de podul de la Valea Ursului, că l-ați menționat mai devreme în cadrul conferinței, este vorba de acel tronson de drum județean cu mari probleme, unde a fost aruncăle de teren și unde la un moment dat s-a circulat cu mari restricții. Da, este vorba de acel tronson și acel drum județean îl avem semnat tot pe Programul Național de Dezvoltare Locală pentru a fi modernizat. Asta înseamnă că în următorii ani, practic, pe acolo se va putea circula fără probleme și fără ca oamenii să se mai teamă de... Eu îmi doresc ca în următorul an. Dar aici, în funcție de cum o să reușim să facem licitațiile de repede, eu cred că am reușit să cuprindem majoritatea drumurilor județene importante, au mai rămas doar câteva segmente de drum. Acolo vedem dacă va fi inițiat PNDL 3, dacă nu, o să încercăm să vedem ce soluție de finanțare găsim, pentru că, așa cum am spus, vreau să-mi termin mandatul de președinte al Consiliului Județean Neamț și să las în urmă o rețea rutieră modernizată cap-coadă și un sistem medical pus la punct, așa cum merită locuitorii județului Neamț.